Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna decembrie anul acesta 120 de programe de formare profesională pentru un număr de peste 2500 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite. Județele în care se vor organiza cele mai multe cursuri ca număr mare de participanți sunt Iași, Prahova, Brașov, Olt și Vâlcea. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională sunt cele de operator introducere, validare și prelucrare date, lucrător în comerț, ospătar, lucrător în structuri pentru construcții, inspector resurse umane, agent securitate, lucrător textile, bucătar, comunicare în limba engleză și cameristă. Potrivit Floricăi Breban, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în județul nostru, în luna decembrie, se vor afla în derulare mai multe cursuri. Printre cursurile care se vor desfășura luna viitoare se numără cele de chelner ospătar, coafor frizer, manicurist, pedicurist și lucrător în comerț.